Patricia Arquette, sora actorilor Rosanna și David Arquette, și-ar fi dorit să devină actriță la rândul ei, dar cât a putut conștientiza Patricia că plecarea sa de acasă, de la vârsta de 15 ani, putea să-i pună în pericol planul, asta nu contează în cazul de față. La 18 ani, dorința americancei, venită pe lume în Chicago la 8 aprilie 1969, începea să se concretizeze pentru că primea întâiul său rol într-un film numit Pretty Smart. În 1987, succesul actriței era incontestabil și respectiva perioadă punea la dispoziție a fanilor americancei titlurile unor filme precum A Nightmare on Elm Street 3 sau Dream Warriors. Cariera celei care devenise deja iubită de publicul cinefil cunoaște apogeul la începutul anilor 90 cu filme ca Lost Highway sau True Romance. Un glob de aur și un Oscar pentru un rol secundar în Boyhood aduce actrița în elita hollywoodiană, încununându-și astfel activitatea profesională cu premii pe care probabil nu le visa când și-a propus să devină actriță.